Republica Cehă, care oferă în prezent președinția UE, se confruntă cu o rezistență puternică din partea mai multor țări ale Uniunii Europene cu privire la acești pași pentru a limita circulația Rusiei marți, după invazia Ucrainei. Țările care au fost în domeniul influenței rusești, cu excepția Ungariei, au o poziție accentuată asupra restricțiilor de călătorie, în timp ce altele spun că nu ar trebui să fie perdele noi de fier în Europa. Cehii doresc să suspende acordul din 2007, ceea ce face mai ușor pentru turiștii ruși să găsească o viză, în timp ce alți membri au cerut o interdicție totală de viză. În schimb, alți membri ai UE, inclusiv Ungaria, Luxemburg și Austria, au decis să se opună acestui pas. Nu există loc pentru turism, a declarat ministrul ceh, Jan Lipavský, reporterilor, adăugând că acțiunea va trimite un semnal către Moscova și Sankt Petersburg elite, acum liber să călătorească, potrivit AFP. Nu cred că interdicția de viză va fi o decizie adecvată în situația actuală, a declarat ministrul maghiar, Péter Szijjártó, a cărui țară menține relații strânse cu Rusia, de la care a primit o cantitate mare de gaz. Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jana Selborn, a protestat, de asemenea, acțiuni care au afectat Rusia obișnuită. Nu trebuie să avem perdele de fier noi în Europa, a spus el, cu toții am fost de acord de la început că acesta a fost un mic război, a adăugat el ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, estimează că UE nu ar trebui să ofere o evaluare categorică a 140 de milioane de oameni. Republica Cehă nu mai eliberează Rusia, cu mai multe excepții, pe 25 februarie, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina. Vecinii ruși, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și Polonia, au cerut Bruxelles-ului să interzică eliberarea vizelor Schengen pentru turiștii ruși. Potrivit ministrului eston din afaceri externe, adeptul Resalu, este momentul să vizeze Rusia obișnuită, după ce a suspendat o viză către delegația oficială și omul de afaceri rus, care a fost acuzat anterior. Această persoană tăcută trebuie să înțeleagă, de asemenea, că războiul are consecințe, a spus el, ceea ce se plătește literalmente cu bani în impozitele lor sunt cei care, acum, ucid copii ai Ucrainei și ars spitale, Kanak Park, școală, a adăugat el.